Hei, salutare prieteni și bine ați venit pe canalul Desenez și Colorez. Astăzi o să desenez, la sugestia câtorva dintre voi, o floricică. Sau mai precis pe Flowey din Undertale. Cred că am pronunțat corect, sper. Cred că am nimerit și desenul din care am desenat-o. Dacă nu, să-mi spuneți în comentarii dacă am desenat pe altcineva. Oricum, sper să vă placă. Abonați-vă în caz de nu ați făcut-o și apăsați clopoțelul de notificări dacă vreți să vă anunțe YouTube-ul de fiecare dată când postez câte ceva, adică zilnic. De asemenea, dacă vi se pare că a ieșit drăguț Flowey, floricica aceasta, apăsați butonașul de like, zdrobiți-l să vedem câte like-uri putem aduna la acest videoclip și de asemenea ajutați-mă maxim prin a share-ui, prin a distribui acest videoclip, canalul meu, prietenilor voștri, peste tot, mă ajută enorm de mult și mă bucur enorm de mult când ajung la cât mai mulți dintre voi. Acestea fiind spuse, o să trecem la desenul în sine. Prima parte o să fie schița. Voi face o schiță în creion. Foaia pe care desenez este o foaie specială pentru marcăre pe bază de alcool cu care colorez, adică o foaie care nu permite să treacă culoarea prin ea pe cealaltă foaie, să întineze mai departe. Iar după schiță va urma partea de contur, care va fi realizat cu un liner permanent sau puteți să realizați cu o cariocă neagră, cu un marker negru. Dacă vă plac markerele mai mult, vă recomand marker permanent de la Sharpie, costă undeva la 6 lei, linerul costă undeva la 8-9 lei, nu sunt foarte scumpe, sunt accesibile, sunt foarte bune, țin o grămadă. Dacă aveți niște bănuți și vreți să vă luați ceva mai ok, vă sugerez să vă luați ori un liner, ori un marker, chiar sunt ok. Iar de colorat, după cum am spus la început, hârtia pe care o folosesc. La colorat folosesc marcare pe bază de alcool și creioane colorate. Marcările pe bază de alcool au nevoie de o hârtie specială și v-am spus treaba asta mai devreme. Când facem schița, un sfat care pot să vi-l dau este să nu vă grăbiți, să vă jucați, să experimentați, să vă uitați la ce desenați din mai multe părți, până vă iese cum vreți voi și cum vă doreați să iasă, până sunteți mulțumiți cum a ieșit. Și abia când sunteți total mulțumiți cu fiecare aspect, fiecare parte, fiecare colțișor, fiecare petală, în cazul acesta al desenului vostru, abia atunci să treceți mai departe la contur. Vedeți că revin și la petalele anterioare, mă mai uit dacă mai trebuie să fac ceva, să intercalez o petală, să fie cât mai ok, din punctul meu de vedere, schița. Pentru că schița va reprezenta pur și simplu tiparul designului final. Când facem conturul, nu mai modificăm așa major, să zic, nici pe departe. În general ne luăm doar după schiță, în proporție de, nu știu, 98%. Deci trebuie să fie ok. Iar la contur, când ajungem la contur, la fel, nu ne grăbim. Asta cu nu grăbitul e foarte important. Eu cum vă sugerez vouă să nu vă grăbiți, să vă dați seama că mie să fac un desen, cât de simplu ar fi, îmi ia între jumătate de oră și 45 de minute, câteodată o oră, unele îmi ia și mai mult de o oră. Adică, cât ar fi de banal desen, dacă vrei să iasă bine, trebuie să îl pigălești, să stai de el. Și din ce mai mult stai de el, din ce mai drăgălaș și mai cute și mai bine va ieși. Așa. Iar la contur, că vă spuneam de conturul cu linerul, trebuie să aveți răbdare, să nu vă grăbiți și în același timp să aveți o mână fermă, să fiți încrezători, să aveți mișcări încrezătoare, ca să fie un design clar și netremurat, nebâșbuit. Și ce pot să vă mai sfătuiesc este să vă mișcați foaia. Asta e valabil și la schiță și la contur, dacă aveți nevoie să vă și vi se pare că trasați o linie, nu știu, peste mână și nu vă e bine la mână, mișcați foaia așa în natură, dați-o peste cap, învârtiți-o așa, în așa fel încât să vă vină bine când desenați. Eu încerc să limitez cât de mult învârt foaia ca să nu vă amețesc pe voi, dar voi puteți să învârtiți foaia cât vreți pentru că nu amețiți pe nimeni. Așa. Cam atât pentru schiță și contur, o să mai revin cu câteva mici informații când ajungem la partea de colorat. Por la desenat în continuare și ne auzim atunci. Și iată că am ajuns și la partea de colorat. Am așteptat un pic până s-a uscat conturul și apoi am șters cu guma de șters tot creionul și voi începe să colorez, inițial folosind marcările mele pe bază de alcool, pe care le folosesc mai întotdeauna. Le-am cumpărat de pe Amazon, sunt firma Ohuhu. Am făcut și un unboxing, un videoclip în care le-am desfăcut și spun despre ele păreri, chestii, cost. Dacă sunteți interesați, să vă uitați, intrați și verificați videoclipul acela. Sunt oricum unele din cele mai ieftine care le-am găsit. Bine, marcările de bază de alcool în general le oricum sunt mai scumpicele, dar acestea sunt cele mai ieftine și un raport calitate-preț foarte bun, adică îmi fac treaba cu ele, nu înseamnă că neapărat dacă sunt ieftine sunt proaste. Și mai colorez pe lângă marcările acestea cu creioane colorate. Am de la Faber-Castell, folosesc în special gama lor clasic. Am găsit un set la 30, nu știu niciodată să vă spun sincer, 32 sau 36 de creioane la 70 și ceva de lei, ceea ce e un preț foarte bun pentru că sunt și creioane foarte bune, foarte pigmentate, foarte rezistente la rupere și îmi place foarte mult, îmi face plăcere să le folosesc. Modul cum colorez este mai întâi aplic culoarea cu markerul, iar apoi umbresc și adaug highlight-uri, zonă de lumină, zonă ca să fie un pic mai 3D desenuțul nostru, cu creionul colorat. Voi dacă nu aveți marcare și folosiți doar creioane colorate, tot ce vă sugerez să faceți este, e foarte ok, puteți foarte ok să colorați doar în creioane colorate, e foarte frumos efectul, atât să nu apăsați pe creion când colorați. Dacă vreți să obțineți o nuanță mai intensă într-o parte, mai degrabă suprapuneți straturile de creion. Dați în zona aia odată, mai veniți încă o dată și încă o dată și încă o dată, nu apăsați pe creion. Dacă apăsați pe creion, zona aceea se va deveni lucioasă cu acea culoare care o folosiți voi și nu va mai da voie la alt strat să fie suprapus peste și va strâmba un pic și foaia. Trebuie să folosiți presiune mică și straturi mai multe. Iar în rest, ce fac eu se explică singur, puteți pur și simplu să mă urmăriți, să colorați odată cu mine, să desenați odată cu mine și vă aștept comentariile să-mi spuneți cum va ieși floricica, dacă v-a plăcut floricica și dacă aveți alte sugestii pe care ați vrea să le mai vedeți desenate și în alte videoclipuri. De asemenea, o să vă las și linkul la Instagramul meu dacă vreți să îmi sugerați acolo sau dacă aveți întrebări legate de artă, de desen, de chestii de genul ăsta, vă las Instagramul și puteți să mă întrebați acolo, o să vă răspund cât de repede pot. Așa, o să mă opresc acum din vorbit, am vorbit suficient, restul o să continui să desenez, să colorez floricica. Sper că v-a plăcut floricica cum a ieșit până acum, sper că o să vă placă cum va fi și până la final. În caz de nu ați făcut-o, abonați-vă, apăsați clopoțelul de notificări, apăsați de asemenea butonașul de like dacă îți place cum a ieșit floricica și de asemenea distribuie prietenilor tăi pe Instagram, pe Facebook sau unde mai ai tu conturi pe social media. Cam atât am vrut să vă spun, o să continui să fac floricica, o să vă urez și vouă spor la desenat, o să-mi urez și mie spor la desenat și o să ne reauzim și mâine cu un nou tutorial. Până atunci, rămâneți creativi, baftă multă și pa, pa!